Iată și o surpriză muzicală pentru dumneavoastră. Margareta Pâslaru, primul duet după 44 de ani. După colaborarea cu Dan Spătaru, celebra artistă, nu a mai avut niciun partener de scenă, dar acum a descoperit vocea actorului Florin Zanfirescu. Interpreta a decis să înregistreze împreună o piesă, ba mai mult, a convins mai mulți actori să cânte melodiile ei pentru un scop nobil. Banii strânși din vânzarea CD-ului vor ajunge la actorii aflați în suferință. E un subiect despre care vom discuta cu invitații mei de la această oră. Dați-mi voie să le spun bună ziua doamnei Gabi Luncă. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. De asemenea, domnul Ion Popescu este în studioul România TV, președintele Confederației Naționale Sindicale Meridian. Vă propun să vedem materialul și planurile doamnei Margareta Pâslaru și revenim cu discuții în platou. Parfume triste. Eu singur cu umbra, iar am venit o statui triste și dărâmate. După 44 de ani, Margareta Pâslaru a descoperit timbrul vocal pe care îl căuta tocmai la actorul Florin Zanfirescu. Interpreta a propus mai multor actori să înregistreze piese de ale ei, iar ideea i-a surprins pe fiecare. Le-am spus că eu nu știu să cânt. Dom'le, cred că mă confundați. Ba nu. Și mi-au cerut niște probe de amplitudine, nu știu cum să zic, de ambitus vocal la telefon. Pe mine mă complexează, vă dați seama. Adică Margareta Pâslaru, nici în visuri nu am gândit că o să ajung să facem duet împreună. Ale tale, ale tale sunt pe lume florile. Ale tale, ale tale sunt și visele. Ultimul duet pe care l-a făcut Margareta Pâslaru a fost în 1970 alături de Dan Spătaru. Acum, după 44 de ani, artista a descoperit vocea lui Florin Zanfirescu. Acesta a fost criteriul alegerii acestei distribuții, un timbru deosebit, pentru că sunt alți actori care, desigur, cântă și sunt deja cunoscuți și sub acest aspect. Timbrul vocal al actorului Florin Zanfirescu mi s-a părut absolut perfect pentru Pansele Negre. Iată, această piesă l-a așteptat pe el. A fost ideal, a fost perfect. Trebuia un timbru cald, șoptit. Actorul Florin Zanfirescu a mărturisit că a cunoscut-o pe Margareta Pâslaru în 1971 în avion și încă de atunci era fascinat de interpretă. Prima mea călătorie cu avionul și ne-am urcat la Târgu Mureș și mergem la Cluj. Margareta venea de la București. Și când mi-au zis, găsiți-vă niște locuri, eu am întrebat, aici se poate? Da, trebuie. M-am așezat și, mamă, zic Margareta Pâslaru, Doamne, vă iubesc, vă stimez, vă admir. Normal că am, și am spus că e prima oară în viața mea când merg cu avionul și mi-e frică de nu mai fac. Lasă că te țin eu de mână. Și când avionul a plecat și a făcut o voltă așa, Dumnezeu, le-am zis, mor acum. Și țin minte că m-am bărbătat. Lasă-mi, Doamnă, pomii verzi, uite ochii mei, spre seară în vântul galben, arborinde nu-mi plângeau. Margareta Pâslaru nu a descoperit doar vocea lui Florin Zanfirescu. De mult și-a dorit să sprijine actorii care s-au retras de pe scenă și a propus mai multor nume cunoscute să cânte piesele ei pentru un scop nobil. Mă trezesc în zori cu astfel de idei, dar aceasta m-a urmărit o vreme. Am dorit să creez o anume solidaritate a Breslei. Ar fi fost delicat să cer altor compozitori să doneze drepturile. Printre actorii care cântă pe CD-ul înregistrat cu sprijinul Uniter se mai numără Marius Manole, Anca Sigartău, Rodica Mandache, Marius Bodochi și Emilia Popescu. Eu am fost cea mai privilegiată, am 3 piese. Mi-au plăcut foarte mult toate și fiecare și-a ales ce a crezut că îi se potrivește mai bine. Margareta ne-a lăsat complet mână liberă. Margareta a stat lângă noi cât am înregistrat. Ne-a dat niște sfaturi pentru că toți am dorit să și cântăm și unii nu reușeam să
atingem o anumită notă sau... Și atunci, sigur că ea, ea cumva ne-a liniștit. Când spuneți, vorbiți, transmiteți. Fiecare, sigur că da, a avut emoții, piesele nu sunt facile, dar am avut maestrul de sunet pe Andrei și Jolt Chereștei și în studioul lor fiecare s-a simțit foarte confortabil. Am vrut să las pe fiecare liber, tocmai asta este, să-și exprime în tocmai personalitatea lor trebuie să strălucească în aceste piese și cred că așa se va întâmpla. CD-ul Actorii cântă este comercializat la chioșcurile de ziare, iar în curând va ajunge și în teatrele din întreaga țară. Margareta Pâslaru, o prezență extraordinară, neschimbată, aș îndrăzni să spun, urmărind interviul pe care l-au realizat colegii mei. Și iată, vine acum cu o surpriză, probabil mult așteptată de români. Foarte frumoasă și nobilă, adevărat de român. Dacă a făcut gestul ăsta, să-i dea Dumnezeu sănătate și să-i dea putere și succes în ceea ce face, pentru că, într-adevăr, iată că nimeni nu s-a gândit la amărâții, că pot să spun amărâții de actori care astăzi nu mai pot să facă din cauza anilor, nu? Sigur, anii trec, noi bătrâni, ce să te mai duci să stai înaintea spectatorului? Dar iată că ea a făcut un gest frumos și o felicit și numai de bine pot să vorbesc, că într-adevăr a făcut un lucru bun. Și e o idee interesantă, având în vedere că avem mulți actori la nevoie în țara noastră, ca actorii în continuare în putere să facă ceva pentru ei. E normal. Margareta Pâslaru rămâne un nume de referință al românilor. Margareta Pâslaru nu este numai interpretă, ea este și creatoare. Și un om care creează are foarte multe raze de gândire. Și iată un gest extraordinar de mult și ce mi-a plăcut de marele actor Florin Jean Firescu, care spune, nici în visurile mele, o chestiune extraordinar de importantă. Ce nu știu românii de Margareta Pâslaru, Margareta Pâslaru a deschis un drum al generației 59. Ea face parte din salba marilor interpreți de muzică ușoară, așa cum Gabi Luncă a pus tea pe muzica lăutărească, care nimeni nu-i ca ea. Mă face să mă simt bine. A pus Margareta Pâslaru stea pe muzica ușoară. O chestiune extraordinară. Cred că am văzut sute de spectacole cu Margareta Pâslaru și e bine de ea să pe ea să punem accent pentru omenia ei care o are față de... E la Crucea Roșie, o activistă a Crucii Roșii. Nu oricine poate să angajeze să fie un activist voluntar să faci bine. Aș vrea să discutăm și despre acest produs puțin și vă întreb, doamna Gabi Luncă, dacă credeți că va avea priză la public, un public care e obișnuit acum cu un alt gen de muzică, care e obișnuit poate să descarce muzica de pe internet, muzică piratată, și să nu mai meargă și să cumpere un CD de la magazin, așa cum ar trebui să se întâmple în mod normal. Vedeți dumneavoastră, așa cum a spus domnul Popescu, Margareta rămâne, a fost... Este și va rămâne un nume frumos. Și dacă face lucrul acesta, a jucat toată țara să sprijine și să îi dea ajutor, pentru că face un lucru nobil. Pentru că iată că la ora actuală nimeni nu s-a gândit să facă un lucru de... Vă întrerup, doamna Gabi Luncă.